discutăm niște lucruri, haideți un pic să mă ajutați, vorbesc serios, pentru că eu plec la Timișoara. Avem grijă, nu călcați de pantofi. Nu călcați. Vezi că eu plec mâine la Cluj, stai un pic, mă, că vorbesc cu tine. Vezi că eu plec mâine la Cluj. Și eu mă întorc la Bruj? La Cluj, mă, și eu mă întorc sâmbătă seara și vine dimineața, vine doamna Mica. Și trebuie realmente. Păi, ești foarte agitată. Taci, mă, că trebuie să o ajut să mă fac curat. Uite de ce niște lucrări superbe am găsit. Capet, uite-te. Vai. Asta e, o să-l lipite așa? Da. De unde sunt astea? Superb. Le-am găsit în un anticariat la, a, știți unde, la Constanța, doamne. Ține un pic, ține un pic. Ține un pic, mă, de asta, că după aia face lucrarea. Stai că trebuie să mă ajut cu ceva. Deci te rog frumos, cu cel mai mare, cea mai mare rugăminte, te rog să ai grijă de ele. Vreau să... Stai, mă, nu le fa așa, mă, că-s toate antichități, mă, nebunule. De făcut toate troacele tale, mai lasă-mă. Vai, vezi că-s antichități, îți rup picioarele și n-așa ta. Dar alea câte două. Cum două, câte două? Vezi că astea-s de mare. Dacă îi trebuie la muncă, să-mi spună, că mai am. Ce? Sunt grele rău. Vezi să ai grijă de astea, pentru că-s din 1923. Hai, pune-le aceea și taci. Stai, mă, că mă duc să mă, stai un pic. Stai puțin. Ai grijă de el. Bă, da-s grele rău, ce dracu și-o pic. Patâng. Mă duc să mă machiez. Vino cu a. Mă duc să mă machiez. Păi și eu ce fac cu astea? Te duci jos și le duci la mașină, Dumnezeule. Doamne ferește. Vai. Auzi? Auzi? Ei, am scăpat farfurile. Cred că aș fi putut să le echilibrez mai bine. Dar m-am gândit așa că are nevoie de puțină adrenalină în viața ei. Și știam că asta o să o energizeze foarte tare. Le-am semi-scăpat. Hai să putem. Cred că putem spune. Cred că mă duc acasă. Mai bine închidem aici, nu știu. Am salvat una. Două. Bă, nu am împins păcatul, că într-un fel de asta sunt un pic și nervoasă, sincer să-ți spun. Eu inițial când se întâmplă, când unul dintre prietenii mei face ceva care, bineînțeles, cumva îmi dăunează bunul mers a vieții mele, încerc să nu mă enervez pe moment și să-i crăp capul. Dar în sinea mea eu îmi imaginez cum efectiv i-am rupt capul și o țâșni sângele și de asta am un mic nerv acum. Cum m-am împins? M-am gândit că e bărbat în puii mei și că poate să țină o tavă cu 41 de farfuri pe ea. Doamne, iartă-mă, că o țineam eu, ce Dumnezeu! Adică ce trebuia să facă? Nu trebuia să facă nimic cu ea decât să meargă cu ea foarte frumos până la ușă, să o dea femeii de servici și să o ducă la mașină. Trei pași. Hai de făcut, s-a întâmplat și la case mai mari. Dă-mi-le, te rog, că mai scoți din mine. Păi da, știi foarte bine că eu nu pot să car, că am spondiloză. De unde pot să știu că ai spondiloză? Că am dosarul tău medical la mine, note pe telefon! Aia e. Hai că uite... Du-mi telefonul, Morica! Ia. Capet, când ți-ai dat cu Ianca. Hai, fă măcar să facem hindi... Termină. Mori, te rog, du-mi telefonul de undeva. Bă. Mamă, Capet, mă, dar nu mai alerga așa, că eu mă tai, tu nu vezi că desculță. Lasă, fă, că te pansez eu. Să nu-ți pară rău, că așa se duc toate în viață. Uite așa, în 3 minute tot se duce în viață. Da, munca mea, practic, în care am căutat chestiile astea, urma să le pun pe shop-ul nou tot, s-a dus în 3 minute pentru că tu ai venit cu niște pampoane și cu usturoi și ai avut un singur job să ții de o tavă. Dar nu pot să țin de tavă, că ți-am zis vino încoa, ai plecat, mai lăsat. Gândește-te farfurii care, dincolo de faptul că unele erau din familie, că tot astăzi a fost ziua cu familia, unele erau din familie moștenite, unele erau adunate de mine de la tot felul de licitații, de antichități și așa mai departe. Și chiar îmi doream să le duc la The Office, pentru că vreau să fac niște chestii pe shop foarte drăguțe și să fie acolo la
practic depozitul de materie primă. No, acum, ce să zic, 1200 de euro sparte. Sparți, de fapt, că-s bani. Cred că putem să le și lipim. Facem doi, lua asta să... Dă cu ea, hai, dă cu aia, dă cu aia. Asta e chiar scumpă, ți-ru picioare. Mori din telefonul. Făceai puzzle când erai mică? Du-te dincolo în capă de tot și fă-ne o poză, măcar cu noi doi aici și cu astea, să avem ce pune pe social media, măcar atâta. Ei, veseule. Și dacă mă și accidentez cu mine, și frică acum, sincer. Ție? Dai eu care-ți descunță. Păi să nu te mai miști. Deci nu, deci eu trebuie să mă îmbăt. Nu, deci nu, 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 nu. Doamne, dar parcă m-am și liniștit așa, că nu știu cum să zic. Serios, zgomotul ăsta parcă m-a liniștit așa. Adevărat îți spun, că acum am descoperit și eu asta. Uite, aș putea să mă duc să iau niște din astea și să spar tot timpul. Mori, dar să prind și pe jos ce este, ia de spus. Au făcut Mori niște story-uri, ce dracu, să pune și noi pe internet că am spart niște farfurii. Zis-mă că zice lumea că suntem duși cu capul, probabil că la cum am pus, fără să explic contextul ca să apară în emisiune, să pară că ne-am pierdut mințile și am început să distrugem casa, realizez, nu? Că oamenii așa o să zică, că oricum nu-mi trebuie mult, dar nu era cazul azi. Și nici într-un caz nu cu farfurile mele, îi le spărgeam pe ale lui, dar nu e nicio problemă, că săptămâna viitoare mă invit la cină. Ai, cred că mi-a intrat un noroc. Dar intrat iar în puii mei în anus până în stomac. Doamne ferește. Păi și acum ce facem aici, capet? Că eu nu cred că am mătură în casă, nebunule. Păi și femeia asta unde e? Păi femeia vine vineri, nebunule, suntem în întâi mari. Te duci tu și stai la hotel până vineri. Tot bun. Bă, dar ce senzație ai când auzi așa cum se... Tu știi cum m-am eliberat de toți nervii, nu știu cum să zic. Fă capet. Deci tu ai tupeul jegos, după ce mi-ai spart niște antichități neprezuite, care... Bă, dar ție spart de niște cioburi. Vezi că ăsta odată un câine. Deci eu nu le mai găsesc pe astea nicăieri. După ce mi-ai spart toate astea, tu totuși ai tupeul jegos să-mi spui că tu te-ai relaxat pe în timp ce s-a întâmplat asta și că ce bine că s-a întâmplat. Și nu este mai relaxarea mea decât niște farfurii, vă? Nu. Pe că ești prietena mea, tu ar trebui să te bucuri pentru relaxarea mea, că mi s-a eliberat toată tensiunea din corp. Capet, pleci în Maldive mâine, mă în relaxarea ta. Uite, și plec relaxat dacă plecam stresat. Superb este faptul că eu mâine plec în Maldive și ei strâng cioburile acum. Dar lucru care este și normal, na, nu puteam să strâng eu cioburile, că poate mă tai și eu trebuie să muncesc. Nu, deci eu vreau să se consemneze în această emisiune că săptămâna viitoare eu vreau să-i fac o vizită la capet la salon. Nu știu, să mă vopsesc, să-mi tund părul, să whatever. Eu vreau să intru la salon, în salonul tău. Da, stau ce e ea? Liniștită. Nu. Ești pregătit să nu mai ai când vin. Ce să... Dar nu, că numai... Deci numai că mai de când le-am văzut pe jos căzute... Deci eu n-am trăit așa ceva în viața mea. Știu că în București există un astfel de loc unde dacă ai nervi te duci și spargi farfurii. Dar presupun că farfurii din alea de un leu 50 sau, nu știu, venită pe vapor din China, nu antichități. Păi când le-am văzut, deci nu știam de ce să mă enervez mai tare, că mi-o spar farfuriile. Mă gândeam după aia, stai să vezi că o ricoșat cioburile prin celelalte decorațiuni din bucătărie. Stai să vezi că o ricoșat în mobilă. Stai să vezi cum mi-o spar gresia. Deci... No, un 1 martie, ce să spun, dacă eu nu prea am ghinion, dar și dacă ceva urma să lege de mine anul ăsta, s-o duz dracu, nu mai am niciun ghinion, 41 de farfurii sparte. Nu pune piciorul acolo pe aia! Fă, dar eu nu mai înțeleg în casa asta, nu pune piciorul, nu pune capul, nu pune... Da, toată lumea ziceți că am o casă muzeu, perfect. Nu am o casă primitoare pentru că nu-mi plac oamenii și nu vreau să mă primesc. Cu toate astea, voi insista să ne... Gata. Uite... Vezi? Mai dă, ia. Nu, uite, nu, uite cum te eliberezi. Nu, pui în toată, vezi că spărgem pe aici lucruri nebunule. Uite, mai este acolo două, trei. Cristi, stingele. Uite cum te... Vezi cum te eliberezi, ia ce altă spart... Terapie cu oare ciob. Oare nu mi-ai spart gresia, fă? Cum adică terapie cu ciob? Terapie cu ciob, fă, cu ulcica, cum făceau asta, terapie cu ulcica. Stai. Mori! Du-te, dă-ne două perechi de ochelari de soare, când ne dăm dracu cioburi în ochi. Da. Ce m-a șocat nu a fost că micuțul Capet nu a fost în stare să țină acea tavă și a făcut din 40 de farfurii 120 de farfurii. Dar ei, ce s-au gândit? Hai să spargem și restul care au rămas, că dacă tot spargem, mai spargem tot ghinionul. Și m-au pus să le aduc ochelari de soare.
Nu. Asta era. Nu conta că toate farfurile alea s-au ciobit, să nu ți sară ciobulețul în ochi când le spargi și pe restul. Vai, dar ce terapie. Dar încerc, Monica, să nu iei pe picioruțe din astea, te rog. Auzi, crezi că am putea să facem un business? Nu, deci fiți atenți că eu la un moment dat am făcut o petrecere și seara m-am descălțat și mi-a intrat în ciob în picior. O să-mi intre și acum și mi-a trebuit să mă duc la spital. O să mă duc și vezi că e nasol că pleacă pe venă în sânge ciobul, că se mișcă, nu rămâne. Ai grijă. Dar nu putem să deschidem un business cu din asta? Toți oamenii care se simt agitați. Ba da, dar mi-ar plăcea foarte mult să cumper din astea de la depozit, dă un leu, nu din astea din care am cumpărat eu. Uite, v-am adus meci. Mamă, și aia era McQueen, nu? Am văzut-o eu pe una. Da, era McQueen. Haide. Am în doi dată. 1, 2, 3 și... Doamne, ce frate. Doamne, mi se pare super. Uite, am descoperit astăzi. Vai. Nu mori, nu pot să cred, nu mori, cum te vai. Și gândește-te și la un necaz, la o chestie care te enervează da, pe tine. Da, mori, mai bine că mai sunt nesparte. Haide. M-am gândit la faptul că sunt niște farfurii vechi, dar sunt niște farfurii până la urmă. Asta este, nu este niciun sculptor, nu era niciun brâncuș acolo, cu siguranță. Erau niște farfurii vechi, dar na, sunt niște cioburi. Toate lucrurile sunt niște lucruri care pot fi înlocuite oricând, inclusiv niște farfurii. Uite, așa, stai. Stai. Și gândește-te, da, da. Gândește-te la cineva. La cine te-a enervat. Să facem un fel de vrăjitorie. Să se spargă capul lui nu știu cine, cum se sparge ăsta în 74 de țândări, să se ducă gândul. Hop! Și s-a dus. Mi-a sărit în ochi, noroc că am avut ochelari, nebunule. Da. Adică, păi, da. De asta am dat, așa că știam că e ochelari, că altfel nu dădeam. Hai de zi, la am cine zis. Te-ai gândit? Am zis, nu și tu. Hai zi, mai zi de una. Gata, acum. Ia uite. No, ia acum o du-te repede și cumpără o mătură. A, da. Păi cum adică? Dar ce-ți fă eu? Izaur, să mă să dau cu mături. Fă nesimțit ordinar ce ești, tu mi le-ai spart pe toate și acum vei lua o mătură și vei mătura pe aici, tu nu ești normal la cap. Nu fătiți, îți femeia care vine la curat. Care? Că vine vineri, nebunule. Și până vineri stai la pensiune. Cum să stai la pensiune, fă nebunule, la hotel de 5 stele mă duc și mi-l plătești tu că tu mi-ai spart astea. Sunt toate camerele ocupate pe concert. Nu sunt toate camerele, ce concert? Nu sunt toate camerele ocupate. Hai mă, cafe, uite ce ai făcut, mă, du-te. De lobotomfă. Hai, mai dă una. Bă, da, sincer, m-am și speriat când au căzut așa un pic până m-am desmeticit, știi? Dar trăirea a fost foarte intensă. Păi, capet, deci fii atent, eu nu mai sparg ăsta. Ia-ți rupe regata. Stai pe regata când dacă te mai aud. Doamne, că m-aș și uitat, m-ați noapte la eu când vreau să fluier. M-am uitat cu ăla care ținea ciobul în gât alea. Uite-te și tu, ce întâmplare. Am ajuns la ciobul. Vă voi vă bate joc de mine azi să-mi bag picioarele, deci asta e primăvara. Băi, ca pe toate. Da, asta e primăvara, trebuie să arunci tot ce era de asta iarnă, să ții altele noi de vară. Da, astea nu erau de asta iarnă, astea erau de un secol jumate pe ele. Și eu. Tocmai. Și mi le trebuia. Ce făceai cu ele? Le țineam ca pe, pentru că eu dau cine la care recunosc că tu nu ești invitat. Păi vezi, tocmai de-aia. Na, ia, mai dă cine. Hai, mai zi. Ai zis să mă bagi în dulap? Hai, mai zi. Dacă mai faci o dată chestia asta... Și tu mi-ai intrat în degetuță. Doamne, ajută-te. Eu nici nu mai pot să muncesc. Mori? Da. V-am mai adus două farfurii. Sparge și tu una, poate nu te vreau. Simți mai bine. Mă ne liniștește zgomotul ăsta. Dar pune-ne o muzică grecească. Da, mă. Bă, capet, tu vrei să stau cu farfuria în cap? O sparg de capul tău. Încep. Că îmi ciobești da. Tocurile la ușă. Hai, pune-ți o dorință. Hai, 2-3 și în același timp. Hai, 2-3 și... Ți-ai pus? Da. Super. Doamne, cât și îmi place. Și cine strânge acum? Dar de ce trebuie să le strângi? Asta nu înțeleg. Nu, eu nu mai... Nu, eu nu vă mai suport. Nu, deci chiar sunteți niște idioți. Nu, eu nu mai duc. Nu. Vezi, stai, nu te mișca, nu te mișca. Nu te dragul să nu mă mișc, vrei să stai așa până vine? Nu te mișca, ia-ți niște ciubote de-alea de acolo. Încalță-te cu ceva, nu pe tot.